Salutare din nou, pregătim încă un cuplu și am adus un mascul care îmi place mie foarte, foarte mult. Îi spunem noi Son 79. E un mascul foarte, foarte reușit, o vibrație, deci osatura lui aici sub braț nu te lasă să strânge, apasă foarte tare, cu o osatură foarte, foarte, un os gros, dar n-am ce să, un os foarte gros, foarte bine încheiat masculul. Așa arată, spate puternic, bine, bine echilibrat, nu tragem de picioare, că degeaba tragem, aici se vede foarte bine. Deci asta este Son 79 și îl facem cu incesta 269, facem cu păsările vechi, pentru că uneori când facem în familie, mai pierdem timpul, bun pentru mască, deși pentru zbor trebuie să hibridăm și îl facem anul ăsta, pregătim pentru zbor, facem un cuplu reușit. Deci el este Son 79. El este un mascul de Vimeolor 100%. Este din masculul 79, original de Vimeolor, cu 268. Ambii arată foarte bine și așa că nu are ce să... Masculul ăsta e perfect. Deci, asta va fi perechea masculului, femeia care arată foarte bine, 269, o incestă, din 311, cu ficabli, cu pinguinul 2, locul 3 național. O femeie care arată foarte bine, ia uite cum trage, arc. Împreună cu masculul, care e la fel. Deci așa îi vom face, pentru că și linia asta veche e o linie foarte bună, an de an aduce referințe și anul trecut din sora ei am un loc cu 2 Grand Prix Tineret, Grand Prix, cu etapele astea de Birzai și Madonna. Și ăștia sunt porumbei care nu te lasă la greu niciodată. Cu infuzie, bine, și asta arată foarte bine, brațe, osatură groasă, sudată, încheiată bine, pe trahee nu mai zic, linia veche și al lui Red Lady și-au spus cuvântul la capitolul ăsta. Deci asta e un atou mare. Asta este. Deci așa o să-i facem. Asta este cuplu. Masculul Son 79 și incesta 269. Așa îi vom face.